Ce moment! Da, mi s-a părut foarte tare această interpretare nouă a melodiei lui Ricky Martin, Living La Vida Loca. Ești foarte bun. Și nu știu cum am bucuria să stai acolo, mi-ar fi fost foarte frică. Ah, și ție. Ok. Horia. Ceea ce vreau să vă spun, colegi dragi, iubiți colegi, este că totuși, în pofida calităților vocale pe care tocmai le-am auzit, nu cred că acest minunat corb face parte din muzică. Nu știu, are foarte multă emoție, ca și când ar încerca să cânte melodia asta, dar parcă are anumite restricții. Și eu cred că nu este cântăreț, poate să fie actor. Eu o să mă rezum la indiciul foarte important, de altfel, că el caută prize prin oraș și aici mă pot duce pe trei direcții. Poate fi Shelly, care caută o priză pentru DSLR-ul cu care își filmează vlogurile. Camera de filmat. Exact. Poate fi prietenul meu, o travă, care merge tot timpul cu o trotinetă electrică. Sau poate fi chiar Buhlici să caute priză pentru Tesla. Poate să fie. Una din astea trei direcții. Trebuie să mergem pe ideea cu prizele, să vedem ce se întâmplă. Ana. Eu nu cred că stă în România, cred că stă la Chișinău și am un nume. Spune-l. Eu zic că e Mark Stam. Mark Stam. Horia. A spus la un dat că a fost la ONT. ONT, dacă tu spui ca și corb, ca și personaj lucrul ăsta, înseamnă că ai trăit înainte de 89 și știi ce e la ONT. Iar eu cred că avem de-a face cu un personaj care îi place foarte mult să cânte, care este fotbalist sau a fost fotbalist de succes, a cunoscut niște audiențe, așa cum spunea și el, în fotbal foarte, foarte mari. Și ca să fie o surpriză totală, eu cred că acolo este Viorel Moldovan. Viorel Moldovan! Da. Oh. Așa? Vă atrag atenția că Viorel Moldovan are o voce foarte bună și îi place la nebunie să cânte. Foarte frumos. Nu știam asta despre Viorel Moldovan. Da, de asta e emisiunea asta, ca să mai cunoaștem și alte persoane decât cele muzicale. Ina, ai un nume pentru noi acum? Marius Manole. Marius Manole! Pentru că teatral dansează, noi l-am mai văzut pe Marius dansând, tot la Pro TV. Nu l-am auzit cântând niciodată, dar îl cred în stare să intre în personajul corbului. Așa ca și artă și artist și moment, Marius Manole. Știm foarte bine că și corbul a venit cu ceva de acasă. Cu o priză, adică avem, cu o priză, cu un generator. A venit cu un generator de acasă. Aș vrea să-i rog pe bodyguard să vină cu obiectul personal al corbului. Ia să vedem. Acum e acum să vedem dacă se ridică ceața sau nu. Mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, carte poștală. Deci chiar nu stă România, nu? Sau poate are o legătură cu cineva care... Carte poștală. Hai să nu mai ne dăm noi cu presupusul, corbule. Ce reprezintă această carte poștală? De an bun, viața mea este ca o vedere de peste mări și țări. Ole. Deci nu stă în România, practic. Nu, de an bun, dar el nu spune că... Adică... Nu s-a mutat neapărat, poate călătorește foarte des. Deci a fost de multe ori în străinătate, dar eu cred că a revenit. Pentru că dacă era în străinătate, nici măcar nu venea la Masi în România, nu? Spune-mi, te rog, dacă acolo în dreapta sus este steagul Americii. Da, confirm. Deci pe cartea aceea poștală putem... Da, vreți să vă citesc și orașele să vă ajut un pic. Da, New York City, Los Angeles, Florida, Washington, Chicago, Texas, Boston. N-ai găsit niciun țăndărei pe acolo? Nimic, nici Dallas, nimic. Bine. Accentul, din nou. Spune detectoarea noastră de accente, ce este, din ce zonă? Știu, dar are un accent. Are? Da. Ana. Foarte complicat. Ce simți despre corb în acest moment? Nu știu, n-am procese cognitive legate de acest corb pentru că mă fascinează total. Nu funcționez, nu știu cum să vă spun. Nu mai aduceți personaje. Sunt foarte bulversată. Nu ne ajută. Nu știu, m-a fascinat. Eu las toate supozițiile mele la o parte. Tot ce am făcut până acum și vă spun că sub masca corbului este Ciprian Marica. Ciprian Marica. Ina. Dansator bun, cântat, recitat, teatral, Marius Manole. Marius Manole. Horia Brenciu.
Nu, nu e Horia Brânciu, este chiar Viorel Moldovan. Viorel Moldovan. Ați avut suficient timp să analizați și să încercați să adunați dovezi. Acum corbul se retrage, iar noi îl aplaudăm. Bravo, bravo. Aplauze, corbule, pentru tine. Mister total. Mister total. Total. Detectivii cred că sunt șanse mari ca una dintre aceste vedete să se afle sub masca corbului. Tu cine crezi că este?